numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, binecuvintează preacucernice Părinte ca să predic. Pentru rugăciune Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Hristos a înviat! Preacucernice Părinte Paroh, preacucernici părinți, iubiți credincioși, am auzit că Mântuitorul Hristos a spus: cu boteza m-a botezat și câtă nerăbdare am până când se va împlini, câtă nerăbdare am până voi gusta moartea, pentru ca să desleg pe cei care au fost prinși de vrăjmașul lui Dumnezeu în mrejile morții. Și iată că această așteptare a Mântuitorului s-a împlinit. Prorocul Isaia spusese: scăpat din chinurile sufletului său va vedea rodul ostenirilor sale și de mulțumire se va sătura. Este taina aceasta cu care Mântuitorul se arată Sfinților Săi ucenici. Este taina aceea în care arătarea Mântuitorului nostru Sfinților Săi ucenici înseamnă a doua înviere. Înseamnă învierea lor duhovnicească, așa cum a făgăduit Mântuitorul. Adevăr vă spun că vine ceasul când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei care vor auzi vor învia. Cei care au auzit au fost Sfinții Săi ucenici când Mântuitorul le-a spus: pace vouă. Și acest cuvânt al Mântuitorului are puterea lui de înviere, pentru că este puterea aceea de a certa vânturile din minte, a certa vânturile care răvășesc mințile și de a așeza valurile care tulbură inimile pentru pacea cea sfântă a lui Dumnezeu, pacea lui Dumnezeu care covârșește toată mintea. Și auzind acestea, când Mântuitorul spusese: nu vă mai vorbi în pilde, ci pe față voi grăi despre Tatăl, pe față arătându-și cinstita sa față de după înviere. Și iată că Sfinții ucenici simt împlinirea făgăduințelor sale: atunci nu mă veți mai întreba nimic, atunci toată durerea voastră se va stinge, pentru că va fi înghițită de bucuria arătării Mântuitorului nostru Iisus Hristos ca un adevăr al vieții sale, ca un adevăr pe care moartea lui ține, pentru că Mântuitorul nu socotește Sfânta Sa Înviere ca un triumf. Mântuitorul socotește Sfânta Sa Înviere ca pe o dovadă că viața sa nu poate fi înghițită de moarte, că viața sa este de acum înainte testamentul cel nou, sfințit cu sângele jertfei Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Viața sa este comoara cea ascunsă în țarină, pe care, iată, cei care l-au urmat o află, pentru că Mântuitorul le-o dă. Pentru că a spus: voiesc ca acolo unde eu sunt să fie împreună cu mine și cei pe care mi-ai dat, să fie trecuți dincolo, eu sunt viu și voi veți fi vii. Așa făgăduie Mântuitorul și iată ucenicii sunt vii la arătarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Este o taină a învierii cu sufletul lor, cel plin de bucuria, cel plin de undelemnul bucuriei Sfintei sale învieri. Pentru că noi am auzit la Psalmul 44, că așa s-a spus: ai iubit dreptatea, ai urât nedreptatea, de aceea te-a uns pe tine Dumnezeule, Dumnezeul tău, cu undelemnul bucuriei, mai mult decât pe părtașii tăi. Atunci era mai mult. La începutul lucrării sale, numai Mântuitorul avea această ungere cu undelemnul bucuriei, această ungere care îi dă puterea să ducă crucea, care îi dă puterea să se jertfească pentru Sfinții Săi ucenici. Iată că acum Sfinții Săi ucenici sunt cei care se fac părtași la această plinătate a undelemnului bucuriei prin Sfânta Înviere a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Ei devin părtași pentru că vor mărturisi: El este Cel care are plinătatea de har și de adevăr și din plinătatea Lui noi toți am luat har peste har până la plinătatea noastră. Și iată, la Sfânta Înviere este acest dar al plinătății lor de atâta bucurie
care face să nu, să nu mai întrebe nimic. Dar această bucurie, cum spuneam, nu este un triumf. Această bucurie este taina unt de lemnului bucuriei, a untului de lemn, care aprinde candela sufletului și împlinește făgăduința aceea prin Psalmul 17, care spune: Tu vei aprinde făclia mea, Doamne, pe lumina întunericul meu. Mântuitorul a aprins făclia inimilor lor. Mântuitorul a adus învierea sufletelor acelor care, în care rugul cel aprins a fost stins din cauza vrăjmașului care i-a dus pe oameni la sminteală. Este taina aceea pe care noi o vedem și o auzim și în Psalmul 109, în care se spune: În ziua puterii tale, cu tine este poporul tău în ziua puterii tale, într-o strălucirile sfinților tăi, așa cum ne rugăm și noi în rugăciunile de pregătire pentru Sfânta Împărtășanie, într-o strălucirile sfinților tăi, cum voi intra eu păcătosul, că haina mă vădește că nu este de cină și voi fi legat și lepădat de îngeri. Iată, toți ne rugăm pentru ca să avem și noi darul strălucirii sfinților Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pentru că acesta este semnul puterii sale. Semnul puterii sale, după cum s-a spus, toiagul stăpânirii, slavei, bucuriei, ți l-a dat Domnul Dumnezeu în Sion, zicând: Stăpânește în mijlocul vrăjmașilor tăi, pe care eu îi voi pune așternul picioarelor tale, zice Dumnezeu Tatăl, că a mea este răzbunarea și eu voi răsplăti, zice Domnul. Cu tine este poporul tău în ziua puterii tale, într-o strălucirile sfinților tăi. Iată, Mântuitorul s-a arătat sfinților săi ucenici, a intrat în ușile încuiate, ei mâncau. Și ce mâncare era aceea decât că alenea o foame atât de mare, dar acea foame a lor era toată bântuită de tulburarea inimilor lor, că le-a fost luată iubirea dumnezeiască a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pe neașteptate, că erau plini de înfricoșare din cauza ideilor. Mântuitorul a intrat și a spus: Pace vouă! Atâtea cuvinte au fost de ajuns pentru ca să umple inimile lor, pentru ca ei să vadă fața lui Dumnezeu Tatăl în Mântuitorul nostru Iisus Hristos, să le vestească lor despre Tatăl, nu doar să le vorbească în pilde. Și iată că ei, auzind această veste, văzând această vestire a lui Dumnezeu în mijlocul lor, n-au mai putut mânca. Iată, după atâta durere și înfricoșare, când mâncau ceva, de acum înainte nu mai au nevoie să mănânce, nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul ce iese din gura Dumnezeu, care este slava Sfintei sale învieri. De aceea și noi suntem chemați, că ne rugăm cu rugăciunea aceea: Mulțumim ție, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, nesătora pe noi de bunătățile tale ce te pământești, nu ne lăsa pe noi lipsiți nici de cerească ta împărăție, ci precum în mijlocul cenicilor tăi ai venit, Mântuitorule, pace dându-le lor, așa vino și la noi și ne mântuiește. Așa vino și la noi, încât orice am gustat de foame, să fim aceia care să păstrăm inima noastră, să nu se îngreuieze cu mâncare și cu băutură, că atunci când va veni Fiul Omului, cum va veni la Sfinții Săi ucenici, îndată să ne deschidem ușa inimilor noastre, îndată să căpătăm haina de nuntă, îndată să ne umple de strălucirile Sfinților Săi și să se împlinească făgăduința prin prorocul care a spus: Tu, Doamne, vei aprinde făclia mea, vei lumina întunericul meu. Așa să ne ajute Dumnezeu. Hristos a înviat! Amin.